Bună ziua, prieteni, din nou! Haideți să facem mâncare! Acuși vine soțul de la lucru și eu n-am reușit să fac mâncare. Eu vreau să fac un papricaj de pui cu aripi și cu... Deci cu cartofi, aripi, mazăre verde. Deci o mâncare de primăvară. Acum tăiem ceapa. Nu tăiem exagerat de mărunt. Ca să dau drumul la ochi. Na. Nu s-a prinde numai când vrea el așa ceva. Că nouă ne place și asta verde. Până pulpele lăsăm un pic să fiarbă. Pulpele, aripile, vorbesc pulpele. Aripile le lăsăm un pic să fiarbă. Și până atunci curățăm cartofii. Sper că vedeți ce fac. Să mai punem ceapă. Este destulă. Și paragazul dus. Am pus numai un pic de ulei, că o să lasă precis și aripile. Punem puțină sare. Lasă să moaie. Nu mi-am pregătit. Eu vreau să bag și morcov. Călesc un pic și morcovii acolo. Să lăsăm deoparte. Și
tăiați felii, dar nu... Nu subțiezi. Tare, e crocant. Hai să băgăm acum. Lăsăm acolo înăuntru să se dinspe un pic, nu mult. Imediat îi pun. Întorc 2-3 ori. Așa. Punem puțină boia aici, că nu mai știam unde. Asta puneți cât doriți. Așa, și acum punem aripile. Punem să treacă apă peste ele, peste aripi. Așa. Acum avem și o roșie. Care o tai. Care o tai direct în ciorbă. Că ea o să fie arbă și dacă nu aveți și vreți să băgați bulion, nu băgați că de la început că are conservant. Și atunci vă întărește și morcovii și tot vă întărește. Dar roșie puteți, roșie, ardei, puteți să băgați. Acum lăsăm să fiarbă, între timp noi curățăm cartofii. Haideți acum să vă arăt că aripile au fiert. Așa. Și punem cartofii. Eu am curățat 4 cartofi, au fost mari, e adevărat. I-am spălat bine ca să iasă tot amidonul din ei. Așa, lăsăm să fiarbă acum. Uitați acum pun și mandele. Deci cam 200 de grame de mandele punem.
așa. Și acum lăsăm să fiarbă. Să facem găluștele. Am pus două ouă. Le batem bine, bine. Puțină sare am pus. Făină. Până facem un aluat, vă arăt eu cum trebuie să fie aluat. Găluștele sunt opțional. Puteți să le puneți, puteți să nu le puneți. Deci asta cum doriți. Da, a soțul meu îi plac foarte mult. Eu pot să mănânc și fără. Dar lui îi plac. Puțin mai merge făina. Trebuie să nu fie nici tare, nici moale. A luat. Uitați, acum e destul făina. Deci așa trebuie să arate. Vedeți? Le luăm și le formăm și le punem în papricaș. Încălzim lingura. Mai aveți rețete de la mine cu papricașul ăsta, dar fără mazăre. Acum le faceți cât de mari doriți dumneavoastră. Eu iau cam așa jumate de lingură. Amestecăm mai ușor ca ele să nu se lipească între ele. Și atât. Și punem capacul. Și lăsăm să fiarbă. Ce mie când stropește pe aici tot aragazul. Dar asta e. Ups! Nu-i capacul ei, dar asta l-am găsit la repezeală și asta l-am luat.
Acum le lăsăm să fiarbă și o să vă arăt cum arată. Când e gata, când se ridică la suprafață. Uitați cum arată acum când fierbe. Deci mi s-a umplut oala. Deci găluștele s-au umflat așa de fain. S-au umflat. Acum lăsăm să mai fiarbă. Trebuie să vedem cartofii dacă sunt fierți. Da. Lăsăm să fiarbă mai și atunci asezonăm cu pătrunjel și mărar. Și vă arăt farfuria noastră. Și uitați, așa arată papricașul meu cu mazăre și cu găluște de făină și cu aripioare. Așa arată. Este super, super delicios. Sper să încercați rețeta. Vă mulțumesc și o zi bună vă doresc. Doamne ajută!